Salutare! Bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube de psihologie și spiritualitate. În acest videoclip vreau să-ți vorbesc puțin despre nevoia și mai degrabă presiunea aceasta de a avea un partener. Aud adesea în jurul meu, nu doar la clienți, dar și la prieteni sau conștiințe, nevoia, necesitatea aceasta de a fi împreună cu cineva. Alternativa fiind a fi singur, depresiv și o persoană în general care nu știe despre ce este iubirea. În primul rând, necesitatea aceasta de a fi cu cineva presupune că tu consideri că iubirea poate fi trăită doar în doi, în cuplu și nici de cum altfel. Iubirea, dragii mei, este o stare la care se ajunge treptat. Sigur, cu toții iubim în felul nostru, cum se spune, nu? Dar nu ajungem cu toții la acea stare la care simțim acceptare deplină pentru noi înșine, pentru natură, pentru oameni și simțim această acceptare pentru orice om care ne apare în calea noastră. Și atunci poate o să mă întrebați, ok, deci iubirea înseamnă că presupune că îi iubim pe toți oamenii care ne apar în viața noastră, pur și simplu? O să-ți răspund, da. Atunci când ești tu în iubire, pur și simplu devii un om al iubirii. Iubirea e în tine, e o stare și o atitudine. Și nu poți să fii în, să spunem așa, să ai să ai altă stare decât iubire față de anumite persoane. Pentru că iubirea nu selectează. Nu face discriminări, nu face diferențieri și nu împarte. Da? Iubirea este, pur și simplu. Sigur, poate o să-mi spui, bun, dar starea asta o ajung doar sfinții și doar persoanele care muncesc foarte mult cu ele și poate la sfârșitul vieții mele o să ajung așa, dacă o să ajung, dacă nu, până atunci trebuie să învăț să iubesc, nu, în cadrul unui cuplu. Este adevărat, în cadrul unui cuplu și în general când suntem înconjurați de oameni, avem o mare ocazie să învățăm să iubim. Însă putem și să învățăm să nu iubim, putem să ajungem să fim, poate să ne întărim traumele în cadrul relațiilor și să avem nevoie de mai multă singurătate, tocmai ca să înțelegem noi, în intimitatea noastră, ce este iubirea și cum se simte și cum se trăiește pe pielea noastră. Pentru că noi, în noi se hrănesc niște emoții, în noi se construiesc niște trăiri, în noi se, să spunem așa, se dezvoltă niște atitudini corecte și ale iubirii față de ceilalți. Atitudini fiind acceptare, pace, căutarea împăcării. Da? Asta nu înseamnă că promovezi pacea cu orice preț și nu cred că un conflict este uneori din când în când bun. Uneori bun. Și este constructiv un conflict. Poate fi constructiv și chiar îl recomand atunci când nu se poate altfel. Pentru că în momentul în care sunt lămurite lucrurile, da, dar cu atitudinea de lămurire, ce nu recomand este conflictul de dragul ego-ului. Acolo ne certăm de dragul de a ne certa. Ne certăm pentru că cumva avem o plăcere, ego-ul nostru, adică acel sine fals de care v-am mai spus, are o plăcere în a se certa, în a se contrazice, în a demonstra că el e mai deștept și că are dreptate. Cred că am simțit cu toții acea, cum să spun, irezistibilă plăcere de a intra în jocul ăsta de putere. Asta nu recomand, da? Însă uneori e nevoie să punem cărțile pe față, să le lămurim, chiar dacă se ajung la niște emoții inconfortabile. De multe ori alegem să fim cu cineva doar pentru că credem că dacă nu suntem cu cineva, nu vom avea un sens și pur și simplu este foarte greu să fii singur. Însă
Asta e pentru că tu crezi că iubirea înseamnă fuziunea totală cu celălalt. Asta pentru că poate că încă crezi că ai un iubit, o iubită, da, acolo undeva care te așteaptă și care este ideală. Iar eu prin psihoeducația asta vreau doar să-ți spun că e nevoie să-ți schimbi anumite convingeri și anumite credințe ca să poți să fii fericit. Pentru că poți să fii fericit și împlinit și fără cineva. Sigur, uneori simți nevoia să fie cineva, dar faptul că simți nevoia să fie cineva nu înseamnă că de fapt asta simți sau că nevoia e să fie cineva, ci că poate nevoia aia de a fi cineva e de fapt nevoia de a fi tu mai conectat cu energia ta masculină sau cu energia ta feminină. Deci poate că ai nevoie de o parte din tine care încă nu este integrată și nu neapărat de o persoană în sine. Atâta timp cât noi credem că iubirea înseamnă fuziunea totală cu celălalt și cât credem că căutăm acea persoană cu care să fim unu, da, acea jumătate, noi practic suntem într-o iluzie și într-o impresie falsă. De fapt, noi putem să avem foarte mulți prieteni cu care să ne înțelegem, foarte multe persoane cu care să fim bine și să creăm un potențial de relație bună și armonioasă și care să creeze acea împlinire necesară în viață. Însă până atunci este necesar ca noi înșine să fim destul de sănătoși psihologic și apoi să creăm acea coerență și consistență și homeostazie de care vorbesc și psihologică și spirituală, adică conectarea cu sursa, cu sinele divin din noi, pentru ca apoi să putem să fim fericiți cu adevărat în cadrul unei relații. Altfel, vom căuta la celălalt ceea ce noi nu avem sau ceea ce nouă ne lipsește și ne vom agăța de celălalt, vom avea așteptări față de celălalt pentru că ele fiind doar niște așteptări pe care noi le avem față de noi, dar le proiectăm pentru că este mai ușor față de celălalt. Ok? Adevărata conexiune pe care de fapt noi o căutăm este conexiunea cu noi, este conexiunea cu divinitatea, este conexiunea cu toate părțile din noi care au rămas poate traumatizate, necunoscute, închise acolo undeva încă din copilăria noastră. Acea conexiune de sensul și împlinirea pe care de fapt noi o căutăm într-o relație cu altă persoană este o soluție reală pentru singurătate. Da? Și dacă ești împlinit tu cu tine, nu vei mai căuta disperat împlinirea cu altă persoană. E nevoie să revii acasă în tine, e nevoie să te conectezi cu sufletul tău și să creezi spațiu pentru tine. Și atunci vei ști să creezi spațiu și pentru celălalt și celălalt practic va sta magnetizat lângă tine din propria voință și nu din frică, din manipulat, sedus, din inerție sau din alte motive pentru care stau atâtea sute de mii de cupluri astăzi împreună. Eu îți doresc să fii disponibilă pentru tine așa cum ți-ai dori să fii disponibil pentru tine un partener. Îți doresc să te conectezi cu tine și să te împlinești așa cum spui că îți dorești de la un alt partener să fie cu tine. Fii tu cu tine ceea ce vrei tu să fie cu tine un alt partener și astfel vei fi suficient de pregătită să dărui într-o relație pe care ți-o dorești și nu să aștepți doar să primești, pentru că asta este o relație care te împlinește cu adevărat, una în care oferi și împărtășești și construiți împreună, nu una în care unul oferă și altul primește. Îți doresc să te conectezi cu energia feminină din tine, dragul meu bărbat, și să te conectezi cu energia masculină din tine, draga mea femeie. Și atunci, practic, nu vei mai avea nevoie de cineva anume, ci oricine ar fi, va simți pur și simplu magnetismul tău și se va fi atras de personalitatea ta, de carisma ta, de împlinirea ta pe care o emani prin toți porii. Fii împlinit cu tine și atunci s-ar putea nici să nu mai simți nevoia să cauți. Pentru că vei fi ok și așa, singur, dar
Dacă va apărea cineva, cu atât mai mult iubirea ta va fi și mai îmbogățită. Sper că ți-a fost de folos acest material. Te aștept și cu întrebări și cu programări la consiliere, dacă simți nevoia, la adresa de mail ioana@ioanapavel.ro. Pe curând!